Luna august începe cu o serie de concerte dedicate zilei Timișoarei ce vor avea loc pe scena din Parcul Rozelor. Așadar, angajații horticultura au pregătit parcul pentru evenimente, au cosit iarba, au plivit florile, au măturat aleile și au degajat zona de deșeuri. Evenimentele organizate de Casa de Cultură și Primăria Timișoara au debutat joi seara cu spectacolul Voievodul Țiganilor și continuă vineri cu Meșterul Manole, ambele realizate în colaborare cu Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian din București. Sâmbătă pe scena din Parcul Rozelor vor urca Florin Ristei și Orchestra Lira, iar duminică ansamblul Timișul și mai mulți invitați precum Nicoleta Voica, Mioara Velicu, Mihai Teacă, Constantin Enceanu. Spectacolele au loc în fiecare seară, începând cu ora 20, iar intrarea este liberă.